Binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului că și în această dimineață, prin har, suntem la închinare. Am fi putut să fim în alte locuri, am fi putut să alegem alte locuri, unde să ne petrecem timpul, unde să stăm aceste două, trei ore când stăm în casa Domnului, dar faptul că am ales să fim la închinare este că îl iubim pe Domnul. Faptul că am venit la închinare este că iubim pe frați și pe surori și dorim să stăm împreună, amin. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Deschidem în această dimineață cuvântul Domnului în Roman, capitolul 1, de unde vrea să ascultăm câteva versete pentru timpul acesta de învățătură. Romani, capitolul 1, începând cu versetul 8. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Dumnezeu căruia îi slujesc în Duhul meu în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetată în rugăciunile mele și cer totdeauna ca prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi. își doresc să vă văd ca să vă dau vreun dar duhovnicesc pentru întărirea voastră sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la oaltă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună și voi și eu. Nu vreau să nu știți, fraților, că de multe ori am avut de gând să vin la voi, ca să culeg vreun rod printre voi, ca printre celelalte neamuri, dar am fost împiedicat până acum. Eu sunt dator și grecilor și barbarilor, și celor învățați și celor neînvățați. Astfel, în ce mă privește pe mine, am o vie dorință să vă vestesc Evanghelia vouă celor din Roma. Amin. Vă invit să reocupăm locurile. În această dimineață am vrea să avem câteva învățături din cuvântul Domnului în ceea ce privește legătura frățească. Și am vrea ca în direcția aceasta Dumnezeu să ne călăuzească pentru că este nevoie în vremurile acestea în care le trăim ca legătura frățească să fie puternică între frații din Biserica lui Hristos. Amin? Înainte de aceasta ar vrea să vă spun o istorioară pe care am citit-o, când mă pregăteam pentru, pentru, cuvântul acesta, am citit o, o, o istorie oară în care spunea că într-o zi un om, într-un sat, un om în vârstă, văd, nu avea copii, a găsit o comoară mare. Și pentru că el nu știa ce să facă cu, cu banii aceștia, că erau mulți, a mers la primar și a spus, uite, am găsit banii aceștia, te rog, i-aduc la tine în parte, la fiecare, după necesitatea fiecare din satul acesta. Dă la fiecare cât știi tu, că tu cunoști mai bine fiecare de ce are nevoie, cât are nevoie. Și spune că primarul a împărțit la fiecare o parte din banii și a oprit și pentru el. Și ca să nu vadă că cei din sat de acolo, că el și-a oprit mai mult, era un primar mai lacom așa, spune că și-a zidit un zid mare în împrejurul curții sale, o poartă înaltă pus acolo, să nu vadă oamenii din sat și să-l judece, că el și au oprit mai mult decât a dat celorlalți. Încetul cu încetul, oamenii din sat au văzut și fiecare dintre ei au făcut același lucru. Au început și fiecare și-a zidit ziduri de piatră în dreptul curții, porți înaltă și a spus, de acum nu mai avem nevoie unul de celălalt, avem ce ne trebuie, avem bani și fiecare a făcut lucrul acesta. Oamenii nu mai ieșeau la poartă, vecinul nu mai ieșea, nu mai stăteau de vorbă, Bani nici la biserică nu mai mergeau să se, să, să se, să se roage. Până într-o zi, când a venit un cutremur peste satul acela. Și când a venit cu cutremurul peste satul acela care devenise ca un labirint de piatră, așa, spune că oamenii au ieșit fiecare. Cu tremur a început să se clatine zidurile acelea și peste case au căzut, au căzut zidurile. Care le făcuse între ei și oamenii au ieșit, fiecare și-au fugit în curtea bisericii. Era un loc mai sigur, acolo nu au construit nimeni ziduri. Și s-au adunat acolo, au început să se roage împreună. Cei care au rămas au început să scoată de sub dărâmături pe ceilalți care au rămas sub, sub pietrele acele, sub a, a, zidurile care le construise ei, s-au pus acolo și au adus aminte de timpurile când veneau împreună, se rugau, când erau mai săraci dar avea o legătură deosebită între ei. Și au spus, mai bine era când aveam mai puțin, mai bine era când eram săraci, pentru că ne fura bucuria care o aveam înainte. Ei, în această dimineață, nu cred că ne dorim ca Dumnezeu să trimită, deși am văzut biserici, deși am auzit lucrări de felul acesta, când o biserică se răcea față de Dumnezeu și față de frați, Trebuia Dumnezeu să trimită, și am văzut lucrurile acestea, Dumnezeu trimite o încercare deosebită într-o biserică. Moare un copil, moare un soț, o soție, și lasă familia. Biserica aceea, în momentele acelea, parcă devine mai sensibilă și se adună în rugăciune, se adună în jurul familiei ce, dar pentru aceasta, de multe ori, Trebuie ca Dumnezeu să trimită câte un cutremur de felul acesta să ne trezească. În această dimineață, eu mă rog, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune că noi trebuie să ne iubim unul pe celălalt. Spunea Domnul Iisus Hristos, spunea, vă dau o poruncă nouă, spunea, să vă iubiți unul pe celălalt. Sunt niște lucruri pe care Domnul Iisus Hristos nu ne-a întrebat pe noi, poți să iubești, vrei să iubești. În momentul când Domnul Iisus Hristos avea în vedere biserica, că e asemănată cu o omreajă sau un năvod, că e asemănată cu o familie, că e asemănată cu un trup, ei, aș vrea să vă spun că toate acestea trebuie să ne conducă spre un lucru anumit și anume unitate. Că e vorba de familie, noi știm că în familie este unitate. Că e vorba de trup, noi știm că toate mădularele acestea stau împreună pentru că ele sunt legate între ele. Că e vorba de o sau un vot, cum spunea Domnul Iisus Hristos când vorbea despre împărăția cerurilor, despre biserică, care trebuie să prindă pești pentru împărăția cerurilor. Noi știm că un vot ca să poată prinde pește, el trebuie să fie legat, să aibă acolo niște noduri, chiar dacă e multă ață acolo, multe ațe care par încurcate acolo, dar ele sunt bine acolo și fiecare este legat, este un nod care ține una pe alta. Dacă ar fi o singură gaură în năvodul acesta sau în mreaja aceea, o stenea la pescarului ar fi zădarnică. Poate mulți pești ar intra acolo, dar dacă e găurită sau dacă e ruptă mreaja, ar, când ar trage pescarul plasa, toți peștii ar, ar scăpa înapoi, ar pleca înapoi în apă. De aceea, în această dimineață, am gândit la mesajul acesta și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica din locul acesta cu unitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze încât, în primul rând, să-l iubim pe Isus Hristos. Pentru că la aceasta am fost chemați, să-l iubim pe Isus Hristos. Și apoi, noi trebuie să ne iubim unul pe celălalt. Pentru că Cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață, pe care Pavel îl adresa romanilor, cuvântul acesta pe care l-am citit, și Evanghelia, de fapt, ne învață că mântuirea e personală. Înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi ne vom prezenta personal înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va spune, biserica din Mansu e venit la judecată. Sau biserica de Mansu e venit pentru răsplată și Dumnezeu scoate de acolo la fiecare, fiecare și -a, uh, uh, care îi mai iute de mână sau care uh, dă mai mai, uh, mai, mai mare navală și a răsplată. Nu. Fiecare dintre noi, când ne vom înfățișa înaintea lui Dumnezeu, vom fi personal. Așa e? Așa ne spune Evanghelia. Ei, dar până ajungem acasă, până ajungem în cer, ar vrea să vă spun că mântuirea este la oaltă. Noi suntem chemați împreună să călătorim spre cer, noi suntem chemați împreună să stăm. Dacă ne uităm la biserica primară, dacă ne uităm la, la atmosfera așa în care a luat loc biserica primară, din faptele apostolului, capitolul 2 spune că oamenii, frații, cei care erau convertiți, cei care cuvântul Dumnezeu îi străpungea și erau născuți din nou, care se pocăiau și veneau, Vineau, spuneau la apostol, vindeau averile, vindeau tot ce, așa au înțeles ei, tot ce aveau vindeau, aduceau la picioarele apostolilor și spune că fiecare avea după nevoile lui. Fiecare spune că aveau toate de obște, nimic nu le lipsea, pentru că au înțeles un lucru. În fiecare zi, în fiecare zi, oamenii aceștia se adunau la rugăciune, aduceau tot acolo, nu mai era sărac, nu mai era bogat, nu mai era că tu ești de acolo, că tu ești de acolo. Așa au înțeles ei. Pentru că mântuirea este adevărat Vom primi răsplată fiecare în parte, individual. Dar până vom ajunge acolo, este de opște, spune cuvântul lui Dumnezeu, adică împreună, adică la oaltă. De aceea, noi trebuie să iubim pe frați, pentru că la aceasta ne spus Domnul Iisus Hristos. Zice, dacă voi vă veți iubi unul pe celălalt, zice, prin aceasta voi veți primi multe binecuvântări din mâna Lui Dumnezeu. Dar nu numai atât. Și slavă va fi adus Lui Dumnezeu, pentru că spune, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei, spunea Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vorbesc din pasajul, acela, din pasajul acesta despre trei lucruri care fac ca legătura frățească să fie mai puternică. Despre trei lucruri care fac ca legătura frățească să se să, 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 să întărească. Și primul lucru pe care aș vrea să vorbesc în această dimineață este din versetul 8 care spune așa zice Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Isus Hristos pentru voi toți căci credința voastră este vestită în toată lumea. Pavel, în toate scrisorile care le trimite bisericilor, uitați-vă cum începe el. Sunt aproape toate scrisorile care încep să zice că el mulțumește înaintea lui Dumnezeu pentru frații din bisericile care le trimitea scrisorile. Vreau să vă spun că el avea un obicei deosebit, Pavel. Poate, moment, poate la, la roman ne-am fi gândit noi, are motive Pavel să mulțumească. El era unul care evangeliza, care ducea cuvântul lui Dumnezeu și spune în versetul, versetul 8, a doua parte, spune că credința romanilor, a bisericii din Roma, zice că era vestită în toată lumea. Și am zis și noi, și noi dacă am avea o biserică așa, și noi ne-am rugat, mulțumit pentru frați. Dar eu ar vrea să vă întreb, celor din Corint, în care aveau atâtea probleme și atâtea necazuri și Pavel atâtea bătăi de cap, aducea biserica aceasta, Pavel, în scrisoarea care a trimis-o Corintienilor, a mulțumit lui Dumnezeu pentru frați? Am mulțumit. Știți ce adevăr putem desprinde din, 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 din cuvintele acestea? Din învățătura aceasta scripturală? Noi trebuie să căutăm toate lucrurile bune care sunt în frații noștri ca să putem mulțumi înaintea lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea. Dacă mă uit doar la slăbiciuni, dacă mă uit doar la, la lucrurile care, care ar putea să spunem să spunem Aducă, să aducă într-un fel sau în altul dezbinare între noi. Dacă ne vom uita la defecte, dacă ne vom uita la slăbiciuni, n-ai cum să mulțumești înaintea lui Dumnezeu. Dar a te deprinde să cauți ce este bun, ce este frumos, ce uh, uh, este calitativ, ce este calitățile fraților, este un lucru deosebit. Când vine înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, pentru că tu m-ai chemat la mântuire, uitați-vă la ceea ce, cum ne-a iubit Dumnezeu pe noi, spune că Dumnezeu ne-a iubit pe noi când. Când eram buni, când eram departe de Dumnezeu, când eram păcătoși, când nici nu-L căutam, spune că Dumnezeu, uitați-vă cât de mare e dragostea lui Dumnezeu și când Dumnezeu ne cheamă pe noi, ne cheamă la o astfel de iubire. De aceea noi trebuie să ne deprindem înainte lui Dumnezeu, să mulțumim pentru frați și pentru surori. E o mare binecuvântare, uitați-vă la Pavel, spune că mai întâi de toate, Înainte ca să spună, să dea câteva învățături, înainte ca să aducă uh, vești, înainte ca să facă ceva în biserica aceasta, spune el, deci în versetul 8, vreau să mulțumesc Lui Dumnezeu pentru voi. În această dimineață ar vrea să vă, să vă întreb, dar sincer să răspundeți vouă înși, vă în Duhul vostru, când a fost ultima dată când ați înălțat o rugăciune înainte al Lui Dumnezeu și ați spus, Doamne, îți mulțumesc pentru frații din Mansuie. Îți mulțumesc pentru surorile din Mansuie, pentru biserica din Mansuie. Doamne, îți mulțumesc că mai bine cuvântat cu așa frați și așa surori. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, când a fost ultima rugăciune de felul acesta? Așa e că nu obișnuim des să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Așa e că nu obișnuim des să mulțumim pentru frați și pentru surori înaintea lui Dumnezeu. Ba mai degrabă de cele mai multe ori. Cădem în capcana aceasta satanei de a de a-i bărfi, de a vorbi de rău, de a ne uita dacă vreți într-un într -un fel sau în altul, pe de socializare, Facebook și alte câte lucruri, să vedem ce au făcut. Dar nu cu dorința de a, ne, de a ne ruga unul pentru celălalt, dar nu cu dorința de a mulțumi uh, uh, pentru lui Dumnezeu unul pentru celălalt. Doar de multe ori de a avea motive de bârfă, de a avea motive de invidie, de a avea motive de vorbă și câte și alte lucruri de felul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață ne învață să mulțumim înaintea lui Dumnezeu pentru frați și surorile care Dumnezeu ne-a binecuvântat, amin? Pentru că este una dintre cele mai mari binecuvântări pe care le-a dat Dumnezeu pe pământul acesta. Nici bogățiile, nici bani, nimic absolut, absolut nimic nu este mai valoros decât cei pe care Iisus Hristos i-a așezat lângă noi să călătorim spre cer binecuvântat să fie Domnul. Mare, mare valoare avem. Dacă avem valoare înaintea lui Dumnezeu, în ochii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat copiii lui. Ori noi n-ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru frați și pentru surori? Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Spunea cineva că talentul. De a, de, a găsi, de, a găti, de a găsi greșeli sau talentul de a căuta defecte, talentul de a căuta uh, lucruri neplăcute, când e vorba de adunare, când e vorba de frați, când e vorba de surori, ar trebui îngropat talentul acesta. Dacă mai avem un astfel de talent, ar trebui îngropat. Pentru că noi știm că Evanghelia zice că diavolul e părâșul, diavolul caută să dezbine, că diavolul aduce învenuiri, iar cei care sunt mântuiți lui Hristos au doar cuvinte de mulțumire. Și ce am observat eu? Nu ar vrea să fie ca o critică, dar ar vrea să fie, dacă vreți, ca un punct de pornire pentru frații din biserica aceasta și surorile din biserica aceasta. Uitați-vă voi și răspundeți-vă singur. Când apar de, cele mai multe ori biletele sau de mulțumire la, la învon? De câte ori sau când apar biletele acele pe care frații le citești și spune familia cu tare a trimis un bilet de mulțumire pentru că? Au avut un necaz, au avut o problemă și în necaz și în problemă și-au dat seama că frații s-au rugat. Și Dumnezeu a ascultat, slăvit să fie Domnul. Și-au dat seama că dacă stau cu copilul în spital, eu știu că sunt frați și surori care se roagă pentru mine. Dacă eu stau și n-am un loc de muncă și apelez și mă a, 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 trimit un bilet, frații și surorile nu mă lasă singur. Eu am observat că scrisorile acestea de mulțumire vin în urma necazurilor, dar oare trebuie să le treacă Dumnezeu pe acolo? ca să știm că noi trebuie să mulțumim? Oare nu ar fi bine să mulțumim înaintea lui Dumnezeu și să spun, Doamne, dacă astăzi n-ar fi venit frații de aici, dacă n-ați fi, fi venit voi la închinare, dacă aș fi venit doar eu și soția și copiii, dacă aș fi venit în această dimineață aici, în locul acesta, să mă închin, sau în alt loc să mă închin, eu vă întreb, ar mai fi, fi putut fi părtășia aceasta care o avem în această dimineață, ar fi putut să aibă loc? Nu! Pentru că frații de aici au cântat, corul a cântat, noi împreună ne-am rugat, ne-am cântat împreună. Și asta face mare bucurie în inima credinciosului. Asta, asta avea în vedere Domnul Iisus Hristos când vorbea despre biserică. Biserica e unica instituție, unicul loc în care cei care fac parte din ea devin, devin frați. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Devin frați, nu verișori, da? Nu vin de, 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 rudeni îndepărtate, adică cu tare mă înțeleg mai bine, cu tare mai aproape, la mai aproape la inimă, nu. Noi suntem frați și surori în Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Noi trebuie să ne iubim la fel, când e vorba de lucrul acesta, nu a Dumnezeu, îți place de el? Când aduce Dumnezeu unul, unul, în biserică care se naște din nou și decide să-l să urmeze pe Isus Hristos, nu vine Isus Hristos nici la mine, nici la tine să te întrebe, îți place de fața lui? Dacă îl aduc în biserică, crezi că te-ai putea înțelege cu el? Nu! Datoria mea este una pe care, pe Isus Hristos mi-a cerut-o. Indiferent pe cine Duhul Sfânt aduce în locul acesta la mântuire, eu trebuie să-l iubesc. Amin! Eu trebuie să mulțumesc înainte de Dumnezeu, amin. Acestea sunt datoriile noastre față de frați, atât. De fapt, cuvântul Domnului spunea să nu datorați nimic nimănui, doar să vă iubiți. Doar să vă iubiți unul pe celălalt, spunea cuvântul Domnului. Asta datorăm. Asta e o datorie care nu se termină niciodată. Până nu va veni Domnul Iisus Hristos, noi datorăm aceasta. Eu sunt dator să vă iubesc și voi sunteți dator să mă iubiți pe mine. Pentru că Iisus Hristos ne-a înfrățit, nu altcineva, binecuvântat să fie Domnul. Un al doilea lucru de pe care vreau să vorbesc, spuneam, primul lucru, trebuie să mulțumim pentru frați și pentru surori, Un al, doilea, al doilea lucru pe care întărește legătura frățească este în versetul 9. Dumnezeu, care îi slujesc în Duhul meu, în Evanghelia Fiului Său, îmi este martor că vă pomenesc neîncetat în rugăciunile mele. Credincioșii sau frații trebuie să se roage unii pentru alții. Amin? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Pavel, uitați-vă că el zice că se roagă neîncetat pentru credincioșii din Roma. Apoi în, în, capitolul 15 din același scrisoare zice că vă rog ferbinte, zice el, credincioșilor din Roma, rugați-vă pentru mine, trebuie să merg la Ierusalim, zice, și sunt acolo oameni care doresc să facă rău, vă rog rugați-vă pentru mine. Uitați-vă la legătura aceasta a rugăciunii care Pavel o instaurează în capitolul acesta sau în scrisoarea aceasta, zice la început, zice, eu mă rog neînceta pentru voi. Dacă în această dimineață, Câți dintre noi ar putea să spună în această dimineață, înaintea lui Dumnezeu, eu mă rog neîncetat pentru frații din biserica aceasta. Am putea să fie măcar unul în această dimineață în locul acesta? Măcar unul să fie. Uitați-vă câtă dragoste avea Pavel pentru, pentru frații. Spune că mă rog, cum? neîncetat. Dacă pentru evangelizare, dacă pentru predicare, nicăieri nu spune Pavel, zice, rugați-vă să predic neîncetat, sau vreau să predic neîncetat, sau vreau să fac cu tare lucruri neîncetat. Dar când e vorba de rugăciune pentru frați, zice el, și nu numai romanilor o spune, și în alte, și în alte scrisuri, zice că o fac neîncetat, neîntrerupt. Neîncetat stau înaintea lui Dumnezeu pentru voi, ca Dumnezeu să vă dea biruință, slăvit să fie Domnul. Un lucru extraordinar de, de puternic înaintea lui Dumnezeu. Când ne rugăm unul pentru celălalt, întotdeauna dragostea și legătura aceasta a dragostei devine mai puternică și mai puternică. Când lăsăm de o parte rugăciunea, când lăsăm de o parte lucrurile acestea care ne strâng la oaltă, care ne întăresc, întotdeauna satan are de câștigat. Întotdeauna poate să aducă vrajbă, dacă eu nu mă rog pentru tine, dacă nu-mi pasă de tine, dacă nu mă interesează de viața ta și mă interesează sau mă informez de tine, spunea... Uh, un scriitor, Watch My îi spunea: Dacă nu te interesează, sau dacă nu-ți arde, nu arde inima pentru frați, nici măcar să nu te interesezi de viața lor. Pentru că s-ar prea putea să îți împietrești inima. Poate afli că trece prin încercare, sau poate afli că îi că că merge bine. Și dacă n-ai nicio intenție să te rogi pentru el sau să-i dorești binele, faptul că el îi merge bine s-ar putea să te împietrești. Și legătura care mai este și aceea firavă să se rupă total. Dacă n-ai dorința sinceră să te rogi înaintea lui Dumnezeu, dacă nu-ți pasă de fratele și de sora, mai bine nici, nici măcar să nu te interesezi. Pentru că nu vor fi decât motive de bârfă și de vorbire de rău. De aceea, să stăm înaintea lui Dumnezeu, mi-aduc aminte despre, despre o descoperire venită de la, de la Duhul Sfânt într-o împrejurare în care ne vorbea și spunea Puneți-vă voi întrebarea, care eram acolo la rugăciune, cât ați plâns pentru biserica de unde sunteți voi? Cât ați plâns pentru biserica aceasta? Dumnezeu are dorința aceasta vie să ne rugăm unul pentru celălalt binecuvântat să fie Domnul. Noi lucrul acesta ar putem învăța de la, de la, de la Domnul Isus Hristos. Ar vrea să ne uităm în, în rugăciunea pe care a înălțat-o Domnul Isus Hristos în, moarte, în noaptea din moartea, dinaintea răstignirii. În noaptea aceea când Domnul Isus Hristos Trebuia să meargă să fie dat la moarte. Uitați-vă, haideți să deschidem Evanghelia în, capitolul, în Ioan, în capitolul 17. Ar vrea să ne uităm la rugăciunea aceasta pe care a înălțat-o Domnul Iisus Hristos. Și sunt ar vrea să citim, să enumerez versetele pe care, pe care Domnul Iisus Hristos, într-un mod deosebit, se ruga pentru ucenici și spunea așa, versetul 3, zice, mă rog să te cunoască pe tine. Ar vrea să citim versetul 11, care spune, zice, Tată, păzește-i în numele Tău. Se ruga Domnul pentru pază, se ruga Domnul Iisus Hristos pentru unitate și spunea uh, să fie una. Versetul 13, zice, ca ei să aibă bucurie, zice, în, în ei să fie, bucur bucuria mea să fie de plină. Ar vrea să citesc versetul 15, care zice, păzește de rău. Versetul 17, zice, sfințește-i, să ruga Domnul pentru sfințire. Versetul 21, spune, mă rog ca tot să fie una pentru unitate. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, eu aș vrea să vă întreb în această dimineață, N-avea Domnul motive de rugăciune în noaptea aceea? Știa Domnul că peste câteva ore trebuia să vină aprozii, trebuia să vină Iuda, trebuia să vină aprozii, trebuia să vină soldații romani, să le iei pe Domnul Iisus Hristos, să-L bată, să-și să, 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 să bată joc de El, să-L pună pe cruce. Știa Domnul Iisus Hristos? Știa Domnul Iisus Hristos. Dar dacă Domnul Iisus Hristos o considerat atât de important rugăciune pentru ucenici, o o deoparte multe alte lucruri care avea motive Hristos să se roage. Și a început să se roage pentru ucenici și nu dată. Și nu a spus ceva la general, Doamne, ai milă de ei, să-i tăi, eu merg la moarte, vezi tu ce se întâmplă cu ei. Uitați-vă cât de specific s-a rugat Domnul Iisus Hristos pentru ei. S-a rugat să fie una, s-a rugat pentru bucurie, știa Domnul. Că nu o să fie pe cruce ucenicii, o să se înspăimânte, o să fie furată bucuria, o să fie înspăimântat. Știa Domnul că o să se întristeze pentru că el e pe cruce. S-a rugat Domnul pentru sfințire, s-a rugat Domnul ca să fie una, ca satana să nu-i despartă, să rămână uniți înainte lui Dumnezeu. Uitați-vă la cu câtă ardoare s-a rugat Hristos pentru ucenici. Și sunt atâtea și atâtea alte împrejurări în care Scriptura ne spune că Domnul s-a rugat Domnul s-a rugat, dacă Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru ucenici, s-a rugat pentru cei care trebuiau să vestească cuvântul și să rămână după înălțarea Lui, oare noi n-ar trebui să ne rugăm unul pentru celălalt? Doamne ajută-ne la aceasta! Să ne rugăm unul pentru celălalt, să ne rugăm, dacă vreți, specific înaintea Lui Dumnezeu. Nu, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu-i mulțumit și nu știu cât răspunde Dumnezeu la rugăciuni dintre acestea generalizate. Adică venim înaintea Lui Dumnezeu și să spun, Doamne, ai milă de Biserica de Mansuie, dă bogăție, vindecă, Doamne, ai milă și atât. Dumnezeu nu-i mulțumit cu astfel de rugăciuni. Dumnezeu ne cere dacă știm un lucru, știm un frate, știm o soră, știm o familie care ne cază, știm o familie care trece prin suferință, să ne facem timp, ne plecăm în cămăruța noastră înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, mă uit la familia cu tare, Doamne, văd că e spre încercat, văd că au problema aceasta, Doamne, te rog binecuvintează, Doamne. Pentru că mare rugăciune are înaintea Lui Dumnezeu și, și cuvântul Domnului spune că dacă e cineva bolnav zice să cheme, spunea Iacob, să cheme pe prezbite, să roage, zice, că are mare, mare putere, are rugăciunea celui neprihănit, binecuvântat să fie Domnul. Voi credeți că dacă mulți dintre noi sunt în, suntem în locul acesta binecuvântați, dacă mulți dintre noi suntem cu familiile în locul acesta la binecuvântare, eu sunt convins, eu sunt convins. Că sunt mulți dintre noi care se roagă, care se susțin lucrarea din locul acesta, care Dumnezeu ascultă rugăciunile, sunt mulți care își pleacă genunchiul, care în cămăruța lor plâng pentru lucrarea aceasta, se roagă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu de obinuință să fie Domnul. Apreciez frații, familie, care de dimineață văd frați care vin de departe, la ora de rugăciune acolo în cămăruță. Am, de câte ori am avut ocazia, am mers acolo și am văzut frați care cu o oră înainte, vii și stau înaintea lui Dumnezeu, se roagă pentru programul din ziua de duminică, se roagă pentru familie din biserica aceasta, se roagă ca lucrarea din locul acesta să propoșească și asta e mare har de la Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu astfel de frați, binecuvântat să fie Domnul. Să ne putem ruga unul pentru celălalt, la asta ne-a chemat Dumnezeu. Pavel spunea, vă pomenesc neîncetat rugăciunile mele și spunea el un lucru, spune, martor îmi este Dumnezeu. În această dimineață, dacă Dumnezeu ar veni în locul acesta ca și martor, în dreptul meu sau în dreptul tău, ar putea să spună Dumnezeu ca și martor, ca și martor da, tu te rogi neîncetat pentru frați, da, tu te rogi și nu-i bărfești, da, ție-ți pasă când un frate trece prin încercare, da, ție-ți pasă când un frate nu vine la adunare, da, ție-ți pasă când vezi o familie care își căpătează, dacă Dumnezeu ar veni în locul acesta ca și martor, ce ar putea să spune? Zice Pavel, martor mi Dumnezeu, zice că mă rog pentru voi neîncetat. Mă rog ca Dumnezeu să scoată tot mai mulți oameni ca Pavel. Cu dorința aceasta sfântă de a ne ruga pentru frați, Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Apoi, un alt lucru pe care l-am văzut în, în, în scrisorile lui Pavel, și ar, ar vrea să fie ca un principiu. Uitați-vă că de multe ori noi suntem învățați cam în felul acesta. Dacă aud o familie care trece prin încercare, mă rog, și nu-i spun nimic, pentru că consider eu sau de cele multe ori mi se pare mie că-i mândrie. Uitați-vă la Pavel. Pavel am observat că în toate scrisorile el zice așa, zice, zice mă rog pentru voi și voi. Să știți aceasta. Eu întreb: Oare era Pavel mândru? Dorea Pavel să se scoată în evidență, să spună romanilor Eu mă rog pentru voi, sau altor biserici din Tesalonic, sau altor biserici care erau, să spună Eu mă rog pentru voi și voi, datorită rugăciunilor mele înaintați? Oare era aceasta mândrie la Pavel? Nu, frații mei. Știți lucruri care m-au întărit de multe ori în viață? când am trecut prin încercări, când am trecut prin probleme, dacă un frate s-a apropiat de mine și mi-a zis, încercarea în care treci să știi că mă rog pentru tine, și ce, știți ce ar vrea să vă spun în această dimineață? Parcă mi o dat aripi. Parcă mi o dat aripi pe cale. Când știi că un frate îi pasă de viața ta, când știi că o soră stă în rugăciune pentru tine, e un mare har, nu trebuie să ne ascundem. Dacă vedem pe cineva care trece prin încercare, ne putem apropia. Domnul să te binecuvânteze, mă rău pentru tine, sunt alături de cauza ta. Nu-i mândria asta, fraților, nu, nu. Ci este o încurajare, o îmbărbătare pe care o putem face împreună. Pentru că sunt frați și surori care vin în locul acesta, poate încercarea e adobărât. Poate să zicele celui rău au fost, mai, au fost mai crunte, poate mulți sunt căzuți. Și așteaptă o vorbă, e de ajuns, poate de multe ori o strângere de mână. E de ajuns să spui, mă rog pentru tine, ca să se ridice din nou și binecuvântat să fie Domnul că la aceasta ne-a chemat. Mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune la aceasta. Când, ne rug, când avem probleme, când avem necaz, să spunem, mă rog pentru tine. Mă rog pentru tine, sunt alături de problema ta. Am văzut oameni de felul acesta și pentru mine au fost lucruri deosebit de importante care m-au ridicat și mi-au dat putere să mă ridic și să stau din nou înaintea lui Dumnezeu. Un alt lucru și al treilea cu care ar vrea să închei, spuneam să mulțumim lui Dumnezeu pentru frați, să ne rugăm pentru frați și nu în ultimul rând că versetul 10, de la versetul 10 până la versetul 12 zice și cer totdeauna că prin voia lui Dumnezeu să am în sfârșit fericirea să vin la voi, că își doresc să vă văd ca să vă dau un dar pentru întărirea voastră sau mai degrabă să ne îmbărbătăm la, la altă în mijlocul vostru, prin credința pe care o avem împreună, și eu, și voi. Amin. Credincioșii trebuie să dorească părtășia frățească. Amin? Credincioșii trebuie să-și dorească să vină la casa Domnului. Pentru că sunt binecuvântări pe care Dumnezeu le dă numai aici. E de ajuns să citim psalmul 133, un psalm deosebit pe care, pe care Dumnezeu nu l a lăsat în Scriptură. A vrea să citesc psalmul acesta că e foarte scurs, zice, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații unde? Fiecare la casa lui? Fiecare să se roage în odăița lui? Nu, spune cuvântul Domnului împreună și asta înseamnă să fim la părtășie. Zice, binecuvântările pe care le dă Dumnezeu în celelalte versete și apoi zice, că acolo de Domnul viața pentru veșnicie. Unde dă Domnul? Aici. Pentru că asta a fost dorința al Domnului Isus Hristos de la început. Biserica este, spuneam, instituția creată de Domnul Isus Hristos în care noi devenim frați, dar în același timp în care frații stau împreună slăvit să fie Domnul. Noi trebuie să iubim părtășia când e vorba de casa Domnului, când e vorba să ne întâlnim în rugăciune. De ce? De cele mai multe ori și zilele acestea s-a vorbit atât de mult despre familia aceasta care i-au luat copiii și mai sunt și alte necazuri, alte familii. Oare trebuie, cum, cum spuneam mai devreme, să vină încercare, să vină, s-au unit credincioșii din toată Europa, s-au unit din România, au ieșit, au manifestat. Dar de ce trebuie să ne lasă Dumnezeu fără copiii ca noi să ne unim? De ce trebuie să ne lase Dumnezeu fără anumite lucruri, să ne priveze Dumnezeu de anumite, să ne, Dumnezeu să ne bagă, în cu, să ne bage în cuptor, să permită uh, satanei să ne încerce într-un fel sau în altul să suferim, ca să iubim părtășia. Spunea uh, apistu, epi, uh, autorul epistolei către uh, evrei, spunea, zice că părtășie înseamnă să vegem unii altora, să ne îndemnăm la fapte bune, spune, și să nu părăsim adunarea cum au unii, Obicei. Așa zice uh, 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 Evrei în capitolul 10, versetul 25. Zice că noi avem datoria aceasta sfântă să veghem unii altora. Pentru că de multe ori avem impresia că pastorul, comitetul, trebuie să aibă grijă de frații care nu vin la adunare. Poate fi aceasta un lucru. Nu zic că e greșit. Dar nu e cel mai corect. Nu e lucrul cel mai corect pe care îl vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că acolo nu spune comitetul să aibă grijă, pastorul să aibă grijă să. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi, eu am cercul meu, eu cunosc frații și surorile care mă întâlnesc poate săptămânal, familiile care am contact săptămânal și eu îi cunosc cel mai bine, tu la fel, tu la fel. Dacă vezi unul din grupul tău, din cercul tău, din cei care îi cunoști, că nu mai vine la casa Domnului, că e o perioadă de când nu-l interesează, în primul rând, până să mergi să anunți cu tare, comitetul sau alții, prima responsabilitate este a ta, să spui, de ce nu mai vii la adunare? care e motivul? Ce s-a întâmplat? Pentru că în felul acesta veghem unii asupra altora să nu părăsim adunarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta. Pentru că, spuneam, părtășie înseamnă, părtășie înseamnă împreună, înseamnă să veghem unii asupra altora, trebuie să ne pese unul de celălalt și apoi părtășie. Ar vrea să vă spun că când vorbim despre dragostea frățească, dragostea de frățească nu are de a face cu sentimentele. Pentru că și mai mulți dintre noi am, greșit, am înțeles greșit dragostea lui Dumnezeu. Dragostea frățească nu are de a face cu sentimentele, ci cu voința. Adică, când Domnul Iisus Hristos ne-a chemat și cercetătorii care vorbesc despre, despre, dragoste, au împărțit dragostea cel puțin în patru, în patru categorii. Și este dragostea pentru familiar, dragostea care trebuie să fie între soț și soție, dragostea care, de exemplu, îți dau, îmi dai și dragostea care caută profit. Dar cea mai mare, cea mai mare putere a cuvântului dragoste și care o folosește Dumnezeu când e vorba de dragoste frățească, este agape. Dragostea aceasta care nu iubește după sentimente. Nu te iubesc dacă astăzi ești prieten cu mine, mi-ai făcut un bine și mâine te-ai întors împotriva mea și Mă vorbești de rău, asta înseamnă că eu nu trebuie să-mi schimb dragostea față de tine și să spun nu te mai iubesc că ai făcut cu tare lucru, Nu mă interesează de viața ta. Dragostea frățească nu are de-a face cu sentimentele. Dragostea frățească are de-a face cu voința. Adică eu trebuie să-mi impun să te iubesc și dacă îmi faci bine și dacă îmi faci rău. Și dacă ești prieten cu mine și mi-e simpatic și dacă nu mi-ești simpatic. Nu are de-a face cu, 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 cu lucrurile acestea. Când Hristos a zis trebuie să vă iubiți unul pe celălalt, cuvântul acesta e o poruncă și noi știm că cu poruncile n-avem ce discuta, poruncă e poruncă și atât. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne îmbrace cu astfel de dragoste, dragostea care e condusă de voință. Eu trebuie să te iubesc atât, pentru că ești frate cu mine. Păi celelalte lucruri le va face Dumnezeu. Dar eu nu îmi schimb sentimentele sau dragostea mea față de tine în bază cum te comporți tu, în bază uh, cât de bine îmi faci, în bază cât de simpatic îmi ești, cât de mult mă apreciez sau mă dezapreciez. Nu! Pentru că Hristos mi-a poruncit, eu trebuie să te iubesc și atât. Amin! Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi, părtășie mai înseamnă și a da și a primi. Uitați-vă la Pavel. Omul acesta care era un om deosebit de învățat, omul acesta care avea atâta școală, avea atâta carte, un om care cunoștea atâtea lucruri. În versetul uh, 11 și 12 zice, zice, să vin la voi să vă dau un doar de și apoi zice, sau mai degrabă să ne îmbărbătăm cum? La oaltă. Adică părtășie înseamnă eu să-mi aduc ceva aici și în același timp să primez de la voi. Nu să ajung la stadiul acela încât eu nu mai pot primi de nimic de la nimeni. Eu am ajuns atât de învățat, atât de deștept, să atât de sus, atât de sfânt, în care nu mă pot înțelege doar cu câțiva, sau nu mă pot împre ruga, sau nu mă pot uni în părtășie doar cu câțiva frați, pentru că eu sunt la o sfințenie desăvârșită. Nu. Când e vorba de părtășie, că e vorba de unghia de la picior, că e vorba de firul de, de păr, că e vorba despre degetul de la mână, toate mădularele fac parte din același trup, amin. Și toate își iau seva, toate se hrănesc datorită inimii care pulsează, sângele uh, uh, oxigenează, hrănește celulele noastre și în felul acesta trăim. Toate primesc comanda de la creier. Nu. Pentru că noi ne-am obișnuit de cele mai multe ori în felul acesta. Mântuirea e personală, eu dacă mă înțeleg cu tare, e bine. Dacă nu mă înțeleg, n-am nicio treabă cu el. Ba trebuie să ai treabă. Că suntem frați în Hristos, trebuie să avem treabă. De multe ori am văzut frați, și asta ar vrea să mă apropii de încheiere cu lucrul acesta, să ne iubim frații mai mult decât orice. Trebuie să avem părtășie mai mult cu frații decât cu oricine, pentru că cu ei vom moșteni împărăția lui Dumnezeu. Știți ce mă doare de multe ori? Am văzut lucruri care îți dureroase într-un fel. Am văzut frați și am vorbit cu unii. Dacă e vorba despre o cină care o dă fabrica sau, 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 sau societatea la care lucrează, nu au nicio problemă să meargă acolo. Chiar dacă cei mai mulți merg acolo și nu vorbesc de, de, despre Hristos, nu au nicio părtășie sfântă, dar merg acolo pentru că sunt colegii de muncă, opt ore stau împreună și vor să aibă părtășie acolo. Când e vorba de o masă care se face în casa Domnului, când e vorba despre uh, o masă de dragoste, frații aceștia nu vin. Eu ar vrea să vă întreb în această dimineață și să fie, dacă vreți, ca și un semn de întrebare pentru noi. Unde, cu cine trebuie să avem noi mai multă părtășie? Eu nu zic că sunt contra să mergi. Eu personal nu merg. Dar nu, nu sunt contra la, la, la mesele acestea sau la cinele acestea care sunt. Dacă mergi acolo să-l propovăduiești pe Hristos, poți să mergi. Dar dacă mergi acolo numai pentru o farfurie de mâncare, mai bine nu mergi acolo. Dar când e vorba despre o masă care se face în sânul bisericii, în locul acesta, oare n-ar trebui noi să fim împreună la ca acestea? Sunt rare momentele acestea. Ar trebui să fim în locul acesta, să ne întrebăm de sănătate, să ne întrebăm de lucrurile spirituale, să ne îmbărbătăm. Pentru că sunt. Moment, sunt... Și așa suntem peste săptămână împrăștiați fiecare la lucrul lui, fiecare merge în familia lui, fiecare merge unde l-a așezat Dumnezeu. Dacă și atunci când sunt momentele acestea și putem sta împreună, putem să dăm din timpul nostru, putem să primim din timpul altora, să stăm împreună, să veghem, să ne cunoaștem mai bine și refuzăm momentele acelea. Eu aș vrea să, în această dimineață, să te întreb, cât iubești tu părtășia frățească? Cât îți dorești tu sau cât lucrezi tu la legătura aceasta a părtășii cu fraților. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Apoi, părtășie mai înseamnă să vegem unii asupra altora, pentru că dacă n-aș vrea să insist prea mult asupra acestui lucru, s-a vorbit deja. Dacă unul păcătuiește, noi știm că tot trupul suferă, dacă unul păcătuiește, toată biserica suferă din pricina aceasta. Și s-a vorbit zilele acestea despre Acan, omul acesta care din pricina lui. Dumnezeu s-a retras, a plecat, a lăsat pe Israel din cauza unui singur om. Din cauza unui singur om au fost înfrânți, uh, oamenii au pierdut bătălia, Israel a pierdut bătălia din cauza unui singur om. De aceea spunea Pavel, zice, poate cineva să păcătuiască și eu să nu ard, spunea Pavel. Spunea Domnul Iisus Hristos că din pricina fără de lege, zice, dragostea celor mai mulți se va răci. Câți dintre noi am plâns sau am ars, cum spunea Pavel, când am auzit un tânăr sau o tânăr sau o familie care s-au deportat de Hristos, care au păcătuit? Câți dintre noi ne-au lucrul acesta? Pentru că așa spune, spunea, dacă cineva păcătoare zice, poate cineva să, fuc, să facă lucrul acesta și eu să nu arăt. Mi-a plăcut mult uh, imaginea care o spunea un, un frate când vorbea despre lucrurile acestea și zicea, imaginați-vă că toți suntem în aceeași barcă, toți călătorim pe mare să ajungem în împărăția lui Dumnezeu și exact ca și cum am fi în aceeași barcă, fiecare stă acolo unde, unde, unde este pus. La un anumit moment dat, zice unul dintre, din, dintre, membrii echiparului sau unul dintre frații care sunt acolo, zice, scoate o bormașină și zice, aici e locul meu, eu fac ce vreau. Și începe să te iei găuri în barca aceea și zice, e problema mea, e locul meu, eu fac aici ce vreau. Voi n-aveți treabă cu viața mea, cu... voi vedeți-vă fiecare de locurile lui. Ce s-ar întâmpla dacă unul ar face locul acesta? Chiar dacă ar fi în dreptul lui acolo, ce s-ar întâmpla? Toți s-ar scufunda, toți ar avea de suferit, nu-i așa? Împărăția lui Dumnezeu sau în călătoria aceasta spre cer sau în legătura frățească, același lucru ne spune Cuvântul Dumnezeu. Dacă unul păcătuiește, tot suferă. Tot suferă. Dacă unul păcătuiește și în loc să aducă slavă lui Dumnezeu, aduce o cară la adresa numelui Lui Dumnezeu. Când intră unul în locul acesta, zice, nu vin la voi pentru că îl cunosc pe cutare, îl cunosc pe cutare și decât așa mai bine în lume. Și îmreaja, mreaje se face o gaură și peștii în loc să fie aduși la Dumnezeu, peștii pleacă înapoi, pentru că cineva și-a permis să rupă mreaja aceea sau să facă o gaură acolo. Dumnezeu să ne binecuvinteze și mă rog, în această dimineață, El să ne îmbrace cu putere și, cum spune Evanghelia, să creștem tot mai mult în dragoste unii pentru alții. Amin.